Maria are 26 de ani și este consilier juridic în cadrul societății Termoservice. Imediat după terminarea studiilor de masterat, aceasta a fost angajată în cadrul companiei. De atunci vine cu drag la muncă, deoarece are șansa să lucreze lângă o echipă tânără. Am avut cumva norocul ca după terminarea studiilor de masterat să trec printr-o procedură de interviu care a mers destul de rapid. Procedură în urma căreia am fost angajată. Nu, n-au cerut experiență, ceea ce pe mine m-a bucurat, de seama, după terminarea studiilor, aveam nevoie de un început în carieră. Suntem mai mulți juriști în cadrul departamentului juridic. Fiecare are repartizată câte o anumită zonă, dar oricum e vorba de sute de dosare pe care le administrăm. Alexandru este și el angajat de 2 ani la Termoservice. Deși nu avea deloc experiență, șefii au crezut în el și l-au încurajat continuu. Acum este șeful serviciului administrativ și achiziții, având în subordine 10 persoane. Am trimis CV-ul, am avut nevoie și de atestatul pentru achiziții publice și după aceea am fost angajat. Întâi am fost angajat ca expert achiziții, ca mai apoi să preiau conducerea biroului și acum sunt șef administrativ și achiziții. Volumul de muncă este mare și trebuie avut atenție pentru fiecare document în parte, dar cu ajutorul colegilor și cu susținerea domnului director le-am rezolvat pe toate. Alături de cei doi sunt și alți angajați tineri. Eu mă ocup cu executarea și întocmirea devizelor, ofertelor, contractelor, pe instalații apă rece, apă caldă, instalații menajere și sanitare. Sunt de aproximativ 4 ani în Termoservice, o echipă frumoasă, energică, zic eu, încercăm să schimbăm în bine activitatea noastră. 60% din personalul administrativ al societății Termoservice sunt tineri absolvenți care au primit șansa de a lucra lângă cei cu experiență. În România, la momentul actual, fără o șansă acordată tinerilor, nu putem cere ca să avem și o predare de ștafetă ulterioară. Avem tineri care îi pregătim, tineri care le încercăm să le aducem gradul de încredere în dezvoltarea lor profesională. La început le acord gradul de încredere maxim și mulțumesc lui Dumnezeu, până acum nu am ratat și n-am avut niciun eșec cu vreun tânăr. Toți s-au încadrat, s-au dezvoltat profesional, ba chiar unii dintre ei au reușit să aplice la alte niveluri, da, profesionale. Societatea Termoservice este principalul furnizor de servicii de administrare imobile din România, având peste 23.000 de clienți. Chiar dacă provocările sunt mari, angajații fac tot posibilul pentru a menține compania pe primele locuri în acest domeniu în țară.